După ce săptămâna trecută s-au difuzat imagini cu Iana din diferite vacanțe de lux, reacțiile doamnei Mioara nu întârziau să apară. Niciodată nu aș acceptat, n-am acceptat și n-am să accept, adică să ai o relație cu cineva din cauza banilor. Eu consider că fetele care fac așa buni, așa merg. Numai după bani buni și numai aventuri. Dar nici Iana nu rămâne în urmă cu reacțiile. E normal. A să vorbească așa tot timpul, a să ajungem la căsătorie, a să ajungem la copii, a să facem copii și eu n-a să dau să vadă niciun nipot. Nu aș vrea să influențeze asta pe relația noastră, dar influențează. Nu pot să ne crezi fapt că influențează. Că îmi trece pofta să stau cu tine, să vorbesc cu tine. Și totuși Iana încerca o împăcare dăruindu-i mamei lui Andrei flori, dar doamna Mioara nu avea de gând să facă pace din cauza remarcilor fiului. Am ajuns să fie mai teamă de tine ca de tact sau de oricine, că îmi pui până în gură de n-am voie să vorbesc, să vorbesc cu rația. Nici în gala de sâmbătă situația nu se îmbunătățea, ba chiar dimpotrivă. Doamna Mioara spunea răspicat opinia. Dacă s-a întâmplat să aibă un iubit cu bani, nu înseamnă că a umblat numai cu băieți cu bani. Ai umblat numai cu băieți cu bani? De ce n-a rămas cu ei? Din patru relații nu rămâi nici cu unul? Nu-mi doresc onoră ca ea. Atât. Am. Nu mai comentez nimic. Poate să fie împreună, nu am nimic împotrivă, că doar n-ar să stea cu mine la un loc. Dar pe Iana n-am acceptat-o niciodată și nici n-am să o accept. Mie nu-mi place de ea. Asta e. Du-te, du-l la Chișinău, la tine, unde mama, vrei, oriunde să stai cu el, la mine nu. L-ai pus pe Andrei împotriva mea, de-aia îmi face morală. Iar după gală... Vorbesc prin casă să vină Ioana după da, mine și atât. Te ia. Dar trebuie să mă iei, dar ce vrei să mă iei, să mă duc la psihiatrie? Te rog frumos, Ioana, să mă auzi și să vii să mă ajuți, că nimeni nu are cine să mă mai ajut în casa asta, da? Te rog să vii cu mașina, să vii la poartă și în momentul când te auzi strigând, eu deja sunt îmbrăcată și o să ies afară, da? Să mă duci acasă la mine, da? Că nu mai vreau să fiu marioneta nimănui, da? Că cu Andrei oricum nu mă mai înțeleg, Ioana, mami. Sper să mă urmărești, o să ies și afară pe tereasă și am să spun ce mă auzi acum. Am doresc să ajung astăzi acasă, vii după mine cu Vale, te rog frumos. Că nimeni n-are cine să mă ajute decât tu. Sunt bolnavă, Ioan, mă doare capul, amețesc, fac tensiune. Te rog frumos să vii după mine, mami. N-am nevoie nici de petreceri, nici de mama săptămânii, de nimic. Mie nu mai trebuie să stau aici. Te rog frumos, ajută-mă. Fă ceva, că tu l-ai trimis pe Andrei în emisiunea asta. Sunt râsul la unor oameni care mi-au furat și fondul de ten care mi l-ai trimis Ioan, m-a lăsat fără el. Din motiv de a mă vedea, să arăt să nu mai fiu ca nimeni. Nu-s bătaia de joc ca nimănui în emisiunea asta. Nici a lui Andrei și nici a lui Iana. Televizor, nu mă dai? Ai putere prea mare și faci ce vrei, îți place să te râzi de oameni. Îți place să te râzi, Andrei, de oameni. Asta știi să faci. Nu mă pot înțelege, Andrei, cu tine, pentru că deja sunt bătaia ta de joc. Trebuie să vorbesc cu porția, cu rația și să faci tu ce vrei. Să mă lași în pace. Să-ți vezi de treaba ta. Nu mă mai încânți că ești copilul meu, că nu știu cine ai fi, că nu ești nimic. Nu meriți nimic. Câtă răutate poți să ai în tine. Aș vorbi eu mai mult, dar mă trezesc chiar la televizor, că acum ai făcut-o și în trecut. De m-ai îmbolnăvit, Andrei, de-am făcut mare tensiuni. De eram să cad pe jos în emisiuni, nici nu mai știam că trebuie să mai intru iar. Mi-ai zăpăcit capul de tot. Nu știi de frica lui Dumnezeu. Crezi că în viață le poți avea pe toate, dacă ai bani și ești nu știu pe ce treaptă. Cine mi-a luat fondul de ten? Nici asta n-ai văzut? Andrei, s-auzi nebună eu. Ce râzi tu acum și ce te amuzi? Că-ți place să te joci cu mintea mea. Asta știi să faci. N-am știut ce am crescut. Credeam că ești copilul de acasă, cel bun, cel
cu bunătate, dar când te-am văzut aici, cum te-ai schimbat la 180 de grade, deja mi-ai zăpăcit capul, nu mai am cuvinte de bine. Râzi, Andrei, cred că râzi acum cu gura până la urechi. Dumnezeu să fie alături de tine. Cât bine îmi faci tu, mie ta să ai tu. E păcat să te blestem, dar n-am ce să-ți fac. Ai vorbit cu Andrei? Da, ce să vorbim aici? El săracul. Mijel de dâns. De situația care s-a creat. Că nu vreau să văd nici cu doamna Mioară așa suprată, nici cu dânsul așa. Da. Și dacă eu sunt așa mare problemă, ok. Nu știu, ceva. Nici să renunț nu-i corect, poate. Eu nu sunt din fier, știi? Mai ales caracterul meu. Eu, în general, nu suport critica, mai ales neconstructivă, în partea mea și când văd că cineva mă judecă, auzi, bufnesc. Eu, când am început relația cu Valentin, au fost discuțiile astea dacă mama, soacră nu m-ar accepta și am zis, dacă nu m-ar accepta, eu, pa. Da? Da, da, gen, în cazul în care mă gândesc la o familie. E că o să am copii, o să am, trebuie să vadă iubire, nu trebuie să vadă ură între bunic și mamă, știi? La noi sunt și alte momente, știi? Avem noi momentele noastre, ne cunoaștem încă, cumva încercăm să înțelegem unul pe altul, dacă chiar putem să ajungem departe. Chiar n-ai răbdare să aștepți să vezi și tu ce se întâmplă, cum ar fi, cu presupuneri. Ți-e doresc să te măriți? Doamna... Doamna reporter! Doamna reporter! Fără comentarii! Ci eu nu pot să știu ce fie. Cum să ne înțelegem? Acum, la moment, e foarte complicat să vorbesc, știi? Ceva mai târziu, Andrei încerca să-și liniștească mama, dar parcă nu avea succes de plin. Lasă-mă pe mine. Da, te las. Promit. Promit. Te-am auzit, oricum. Da, fierbinte, nu? Da, las-o să răcuresc. Vrei să te aduc la mâie? Da, n-ar fi rău că și greață mai am. Dar mai cobor eu, las. Tu du-te, văd treaba. Unică, facem mâncare, nu e. Te aduc la mâie. Nu știam dacă bei, că spuneam deodată la lămâia, e foarte bună și pentru digestie. Da, dar eu mai beau deja, mai fac. Păi super, eu nu știam, da. De-aia n-am pus. Știu, Andrei, cine mă iubește pe mine, cine-mi face voile, cine-mi face poftile, cine e atent cu mine în totalitate, nu doar numai așa câte o leacă, câte un pic. Da? Ce să fac dacă așa sunt eu? Unde simt, acolo stau mai atașat. Nu e vina mea. Că sunt mai răutuceasă cu unii oameni care mă jignesc și când fac rău. Îmi fac rău, sunt răzbunător pe mine. Eu nu sunt așa, dacă așa văd, tot am încercat să apreciez pe toată lumea din casă care îi văd așa cum trebuie, dar dacă o parte nu sunt cum trebuie, ce să le fac? Iar pe frontul opus, alte probleme se arătau la orizont. Eu când ies, eu trebuie să plec acasă. Și nu pot să mă întorc 3 luni în România. Și tu stai cu mine în Chișinău 3 luni? Nu? Asta e la Băcău? Lăsăm relația la distanță? Nu știu. Stai puțin, cum adică n-ai voie? Dar tu n-ai prin încedere? Nu. Păi și ce nu se poate face? Se poate face, dar mai mult timp trebuie. Ar fi mai ușor gen să te măriți, nu? Nu știu, aici tot e o procedură. Da. Tot trebuie timp, cam tot. Tot același timp. Te dorești situația mea? Nu doresc nimic acum. Regretați cuvintele alea pe care le-ați spus? Da, le regret, dar asta e. Am fost tensionată, am fost supărată. Le regret, normal. Spuneți lucruri urâte la nervi. Așa este. La atâtea luni mi s-au adunat prea mult. Așa ați făcut întotdeauna sau? Da, când devin într-o stare cum am așa, mi se întâmplă foarte rar, dar când sunt supărată, da. Dar dumneavoastră sunteți mândră de Andrei? Da, sunt mândră, dar... Dincolo de ce se întâmplă, stați un pic, în casa Mireasa, de cum
și a depășit el condiția de cum a învățat, cum, adică tot ce a realizat el până la vârsta asta. Și nu numai de el, și de ceilalți. Absolut, da. Eu nu-i cunosc pe ceilalți. Eu îl cunosc pe Andrei, pentru că Andrei a venit la această emisiune cu dumneavoastră. Când ați fost cea mai mândră? Când v-ați simțit cea mai mândră? Tot timpul. Doar aici, în emisiune, au fost niște lucruri care m-au deranjat. Dar aveți încredere în el? Adică considerați că e un bărbat de acum, da, nu, care pe picioarele lui, da, care știe ce vrea? Da. Că uneori nu pare că aveți încredere. Da, a fost ceva tensiune de moment. Mm-hmm. Da. Cine va lua fondul de ten? Adică cine nu credeți știu, dumneavoastră? Nu știu, să știu că n-am văzut, doar că am găsit o sticlă schimbată și era gol, care eu mai aveam. N-am de unde să știu. Încă părea că insinuați că cineva îl folosește. Păi, nu știu. Nu știu, nu vreau să dau nume. Da, aveți o bănuială. Sigur, da, da, asta țin pentru mine. Dar cine credeți că... Nu știu, că... n-am de unde să știu. Dacă știa, aș spune, să am lucruri concrete. Că mă gândeam că vă alimentați așa cu toate lucrurile astea. Păi nu pot, pentru că nu am dovezi clare. N-a venit Ioana. Sigur că nu. Nici nu v-ați dori să vină. Ba da, mi-aș dori, da. Nu știu, trebuie să vină și ziua, să o văd. Indiferent că afară sau... Ce spuneți? Afară, când o să ies, trebuie să o văd, adică pe toți copiii mei. Întâmplător să știți că Ioana v-a auzit. Da? Da, cred că erați pe antena Play sau ceva. Cert este că pe Ioana a deranjat-o ceva foarte tare. Ceva ce s-a spus în gală. Ceva ce a spus Iana în gală. Și prin urmare a reacționat și a trimis un mesaj